Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva există foarte multe discuții legate de Game of Thrones și multe recenzii de filme, carte, jocuri și seriale. Jocuri mai puțin în ultimul timp. Azi am o recenzie de carte. E o carte mult cerută, mult dorită și de mine să o fac, mult menționată de foarte mulți oameni. O auziți în ultimii, cred că 3 ani, ați auzit-o de 2500 de ori pe la diferiți oameni și spuneți, păi trebuie să citești o carte asta, dar na. E cool să-i dai link, e făcut la mijloc, e cool să-i dai link și spune ceva despre tine, ca să zic așa, cartea asta. De foarte multe ori când o văd linkuită. Nu știu câtă lume o și citește și nu știu câtă lume o citește în spiritul, așa e corect spus, corect. Azi, dragii mei, stăm de vorbă despre meditațiile lui Marcus Aurelius. Și dacă fără să avem timpul, haideți să începem. În primul și în primul rând, acest Marcus Aurelius, cine este el, ce face el, ce se ocupă și așa mai departe, ați văzut în gladiatorul, e împăratul, tatăl ăla rău. Realitatea este că Marcus Aurelius a fost un împărat al Romei, al doilea secol după Hristos. Este considerat unul dintre cei mai importanți. De fapt, în cartea asta e considerată vârful stoicismului ca și curent filosofic, deși la începutul cărții, chiar deschiderea cărții, este el cum vorbește despre alți filosofi stoici, și nu neapărat stoici, la care a învățat diferite aspecte. Cartea în sine este compusă din mai multe cărți, de fapt, și ea nu este o carte, de fapt, că aici e chestia legată de meditații lui Marcus Aurelius. Soarta face ca noi să avem în acest moment această operă. E posibil că el să mai fi scris foarte multe pe lângă, asta am primit, pentru că de fapt este o colecție de scrieri pe care Marcus Aurelius și le notează către sine, sunt niște scrisori către sine, pe parcursul a vreo 19-20 de ani. Ele încep și cu scrisă în, nu știu unde, ce obțin unele dintre ele. Și atunci, de foarte multe ori când citești cartea, că asta e impropriu spus cartea, de fapt, în această operă, nu este altceva decât o conversație a unui om expus la enorm de mult stres, probleme și foarte multe putere de asemenea, într-o conversație cu sine. În urma diferitelor evenimente la care el se confruntă în diferitele locuri, în diferitele orașe, provincii și așa mai departe, el își scrie aceste memorii, dacă vreți, aceste adnotări vis-a-vis de cum ar trebui să se comporte. Eu să spun cartea. Ea nu este o carte, repet. Cartea în sine, ea este mai greu de înțeles pentru că ea în sine nu este menită să fie citită de altcineva. Ea e menită să fie citită de el. El, când își expune ideile acolo, și le expune către sine, pentru că trebuie să se convingă pe sine și trebuie să își reamintească lui de anumite aspecte. De-aia nu e deloc greu de citit. Doar că trebuie ținut cont, Marcus Aurelius când scria chestiile astea, el nu o făcea în spiritul eu sunt etern, sunt deja super inteligent, eu respect tot ce scriu aici. Din contră, el și-le scria pentru că era într-o constantă luptă, impropriu spusă, era într-o constantă muncă de îmbunătățire a sinelui. Și atunci, dacă citești cărțile în felul ăsta, realizezi că demonstrează o maturitate incredibilă și că de foarte multe ori sunt doar chestii de bun simț. Una e când citești în momentul de față cartea, nu știu cui, și lui Jordan Peterson sau lui Harari sau mai știu eu ce cui, care vine și postulează niște chestii și le aruncă pe masă și le dă și le face, dar ele sunt oarecum într-o oarecare măsură menite să fie spuse cuiva. Ele sunt menite să convingă pe cineva de ceva. Ele sunt menite să vândă, dacă vrei, ceva. Pe când Marcus Aurelius nu avea nimic de genul ăsta în cap. De aceea și opera în sine sau scrierile în sine au această natură destul de intimă și de convingătoare, dacă vrei, față de multe alte opere pe care le vei citi. În același timp, de multe ori, te vei simți puțin copleșit de meandrele gândului pe care le are în acele pagini. Dar trebuie să te amintești că el scria sinelui și el știa despre ce e vorba, dacă vrei să zicem așa. Marcus Aurelius a dat probabil cele mai multe de astea one-liner de stoicism pe care le vedea vreodată. Seneca și alții au dat și ei, bineînțeles. Cred că de la el a venit și Absolute Power Corrupts Absolutely, că suferim mai mult în imaginație, da? Și multe, multe altele. Fiecare capitol, fiecare carte, veți rămâne cu câte o idee, dacă vreți să o extrapolați de acolo, să o notați undeva. Vis-a-vis de comportament, negociere, prezență, raportare la familie, multe, foarte, foarte multe chestii acolo. Și foarte multe dintre ele, repet, de un bun simți, că asta e chestia, de fapt. Mulți văd stoicismul sau văd aceste concepte filosofice de la diferiți filosofi ca fiind niște repere și niște guardrail-uri, dacă vreți, da? Niște un fel de o cărare zidită pe care tu să mergi apoi și lumea ta va fi mai simplă. Și cartea asta de a lui Marcus Aurelius este atât de departe de chestia asta decât nimic altceva, ca să zic așa. Nu își dorește pe parcursul întregii scrieri,
în niciun moment scrie respective nu-și doresc de la tine ca tu să acționezi în conformitate cu ceva sau să faci tu ceva sau nu știu ce. Nu, sunt doar sfaturi. Adu-ți aminte că atunci când tărădăm. Amintește-ți că dacă se întâmplă asta, de fapt e altceva. Ține minte că de fapt oamenii fac asta. Sunt pur și simplu niște pilde ale unui om bătrân, al unui înțelept bătrân. De altfel, Marcus Aurelius nu vine pe linie genealogică de la Cezar, ca să spun, nu este unul dintre acei împărați, este ales de către Dominician sau nu știu de către care dintre ei, va trebui să mă scuzați în contextul ăsta, este ales de către precedentul împărat pentru a conduce, tocmai pentru inteligența sa nativă. Poate de unii este prezentată ca acest eye-opener și self-help book și mai știu ce, nothing further from the truth. Când realizez cum a fost scrisă cartea și așa, îți dai seama ce noroc am avut că a ajuns până la noi. De foarte multe ori am spus despre asta, dacă citești stoicii, da? Vei descoperi că, de fapt, multe dintre valorile umane naturale sunt ale stoicismului, dacă vrei, și drâjenia și capacitatea de apărare și înfruntarea inamicului și păstrarea unei poziții verticale și corecte și multe, multe alte. Veți observa că, de fapt, stoicismul nu este altceva decât o să spun așa, cel mai corect mod de a trăi viața. N-aș vrea să-i spun altfel. Adică, fii om bun, respectă-ți cuvântul, fă ceea ce ai spus că faci, nu minți, adică sunt niște valori foarte simple până la urmă. De-aia spun că Marcus Aurelius nu scrie, deși este considerat această operă mastodontică și evident că șirurile logice pe care le parcurge Marcus Aurelius în carte sunt foarte bine construite și se vede că, din nou, este ceva scris de cineva care avea totul, își putea permite orice și astfel scria într-o libertate mentală absolută de asemenea. Atât de mult își dorea, bineînțeles. Și o să vedeți că sunt foarte multe chestii pe care le veți, chestii moderne, de ieri, pe care ați întâlnit ieri, în compania voastră, în corporație, la firmă, în tramvai. Veți identifica enorm de multe elemente zilnice. V-am spus că o să fac un top 20 sau 15 cărți care o să citesc anul ăsta. Evident, meditații era și ea pe listă. Asta e altă chestie. Meditații nu e o carte pe care să o citești odată. Față de orice altă carte pe care o vei prelua, 12 Rules for Life, care și-a poate fi citită de 2 ori, 3 ori, la un moment you get the gist of it, you're like, ok, I get it, I got it, I really fucking got it. Știi, mai ales că cărțile lui Peterson, cum spuneam, de foarte multe ori ar putea fi, dacă ești suficient inteligent, le poți traduce în 15 minute, dacă vrei, știi? Adică sunt suficient de evidente mențiunile pe care le facem, că să nu fie nevoie de o carte întreagă, dar le scrie și pentru ceilalți care nu sunt la fel de inteligenți. Dar cartea lui Marcus Aurelius, da, sau dacă vrei să citești Nietzsche, așa de Zarathustra, da, e o carte, și atunci o vei citi odată, you'll get the point of it. Poți să extragi câteva idei de acolo, da? Și să spui, ok, astea sunt conceptele pe care vreau să le aplic și am înțeles unde vrea să bat autorul nostru aici. Nu înseamnă că nu o să mai citești de 2 ori sau de 3 ori, de 4 ori, ba da, numai că sunt conceptuale și conțin suficient de multe parabole încât să fie o carte în sine, da? Dar metodologia sau mesajul final pe care îl vei extrage din cărțile astea poate fi expus pe o serie de 10 pagini, să zicem. Meditații nu e așa. Meditații este pur și simplu un moment în care, dacă Doamne ajută, te confrunți cu o problemă punctuală pe care se confrunta el acolo, omul te duce pe întreg parcursul logic, de cum ar trebui să faci tu ca să ajungi la starea de, bă, sunt stresat, sunt mama agasat de ceva, preocupat, ajungi în stadiul de normalitate și de nestres, dacă vrei. S-ar putea să spun așa foarte pompos și foarte, foarte mare promisiunea și poate o supra simplificare a celorlalți filozofi. Nu e cazul. Evident că toate operele filosofice, mai ales, trebuie recite și restudiate. Dar meditațiile lui Marcus Aurelius, să spunem așa, sunt puțin mai aplicate, dacă vreți. E aproape un checklist, dacă vrei, știi? Adică tu vei face un fel de tâmperii în viața ta, dar ocazional mai citești o dată cartea asta ca să-ți aduci aminte cam care ar putea să fie perspectivele tale logice în diferite probleme care te vei întâlni. De-aia zic, e foarte complicată cartea. Nu e complicată, numai e atât de simplă, da? Numai că nu trebuie abandonată. Da, este un roadmap al gândirii sale și îți dai seama cât de logică și cât de bine închegată e. Îți spui, păi, ar trebui să nu mai încerc scoată pe băiatul ăsta, ca să-mi aduc aminte niște principii de-astea. În afară de acele diftoange, știi, bang, le dă când le dă și we suffer more in the imagination, da? Și așa mai departe. Ar trebui să-l mai încerc o dată pentru pasajul ăla scurt de când s-a întâlnit el cu Vasile, știi? Și a mai zis el ceva acolo. S-ar putea să fie ok acolo pentru tine. Adică e foarte applicable, știi? Practical. Pentru că vine din viața reală, este adevărul. Și atunci meditații de Marcus Aurelius, când o privești în acest ansamblu, devine o carte care are o valoare foarte, foarte mare pentru oricine e dispus și poate înțelege anumite concepte minimale de
de filosofie. E una dintre puținele cărți pe care o vei citi și vei da pagina înapoi și vei spune, mă, sunt de acord aici cu Marcus Aurelius, dar de ce, cum ajunge la concepția asta și de ce o are așa, de ce nu e altfel, de ce nu știu ce și nu știu cum. Repet, la a doua, la a treia citire, încep să-ți confunzi gândurile proprii cu gândurile lui, cred. Sau ce puțin, poate eu pățesc asta. Încep să dai seama că, bă, aici, da, sunt de acord, cred că aș face puțin altfel. Aș aborda poate pe unghiul ăsta. Dar devine o carte a ta cu tine. Iară, sună, îmi dau seama că s-ar putea să sune foarte meditation-like and stuff. It's not. Nu e. Nu e deloc. E foarte down-to-earth. E foarte aplicabilă. Știți cartea asta? Eu vă recomand extrem de tare, tuturor, mai ales celor care au tot felul de chimere de astea psihologice, depresii, chestii sau probleme insurmontabile ce par de cele mai multe ori, sau care par de foarte multe ori a fi, știi, the ultimate, the uniqueness, the this and that. Citiți Marcus Aurelius Meditații, citiți normalitatea fricilor voastre, citiți normalitatea stărilor voastre, dar citiți și despre cele 6.000 de parcursuri care puteți lua ca să puteți să le decongestionați, ca să zic așa. Foarte interesantă chestia asta. La fel, a stat la căpătâiul a N cărți cartea asta, a inspirat alte mii de oameni să facă chestia asta și așa mai departe. Aș spune că întreaga întreaga industrie de self-help și self-development și whatever the fuck vine de la Marcus Aurelius. Bată la norocul. Cam atât despre ea. Sper să aibă sens clipul. Sper să se înțeleagă ce am vrut să spun. Sper să înțelegeți cât de importantă e cartea pentru creierul vostru, pentru că este un deep dive approach in a fucking good brain, știi? S-a spus și pe asta în engleză acum, dar e un, este inegalabil de important să poți să percepi sinceritate absolută din partea cuiva, pentru că e către sine. Nu vorbește cu, nu încearcă să-ți vândă nimic, nu e manevră, unghiu, abordare politică, vrăjeală, dar nu știu ce, dar nu știu cum, trebuie să mai iau un doctorat. Nu. E foarte sinceră și atunci în momentul în care realizezi chestia de ultra-sinceritatea asta, realizezi și că, ok, poți să ascult treaba asta. Nu trebuie să-ți însușești tot ce spune Marcus Aurelius, evident. Dar cea mai mare parte dintre lucrurile pe care le spune au sens, pur și simplu. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a pus cel de mult să dați un like, un share și un subscribe. Dacă vreți să cumpărați o carte interesantă pentru voi și pentru prietenii voștri, cumpărați Marcus Aurelius și să înțelegeți stoicismul și multe alte valori care tind mai mult spre dreapta. Dreapta e în propriu spus. Care tind mai mult spre societate. Știi, cam asta e faza, și spre individ în societate, cred că ar fi mai bine spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc celor Patreon, celor din comunitatea încă ceva. Vă dăvă acest clip va fi absolut imposibile și până data viitoare, nu rămân decât să vă urez ziua mai plăcută. Numai bine!